Tot mai mulți consumatori de droguri printre tinerii din județul Hunedoara. Polițiștii rutieri spun că în ultima perioadă depistează tot mai des șoferi care ies pozitiv la drug test. Mai mult, imaginile cu tineri care inhalează substanțe din pungi încep să devină o obișnuință pe străzile din Deva. Sunt locuri unde, pe câțiva metri, găsești o mulțime de dovezi. În centrul Devei e plin, plin de asemenea pungi. În ultimul an, imagini cu tineri care trag din fungă sunt tot mai întâlnite în orașele hunedorene. La Deva se consumă chiar în zona centrală. Aurolacii nici nu se mai ascund. Devenii cred că autoritățile ar trebui să se sesizeze în aceste cazuri, cu atât mai mult cu cât în unele situații aceștia devin violenți. Ați văzut tineri suflând în pungi? Da, am văzut. Am văzut. Cum vi se pare fenomenul ăsta? Un fenomen urât. Un fenomen urât. Ați fi crezut vreodată că o să vedem în Deva asemenea scene cu copii care se droghează? Nu am crezut că văd în Deva multe. Multe lucruri care n-am crezut că se vor întâmpla. Am văzut că sunt, dar dacă nimeni nu le face nimic, nu-i întreabă de sănătate, vreau să zic că sunt șoferiță și pe trecere de peietoni. Mi s-a oprit pur și simplu și a suflat în pungă și am stat până el s-o hotărâ și nimeni nu ia nicio măsură. E dezastru cu copiii ăștia și băieți în toată puterea cuvântului, care pot să muncească. Stau pe trecere de pietoni, ne omoară. Sunt conducătoare auto, deci pur și simplu sunt de groasă cât sunt. Cei din societatea civilă atrag și ei atenția că la Deva consumul de substanțe interzise devine o problemă. Ei spun că adolescenții și tinerii care nu au acces la drogurile clasice recurg la tot felul de metode și găsesc mereu combinații noi care să le asigure o stare psihică intensă. Mai grav, vârsta consumatorilor scade de la an la an. Din păcate, fenomenul consumului de droguri într-adevăr a luat amploare și în orașul nostru și la nivel național. Și conform statisticilor, se pare că a început consumul de droguri de la o vârstă foarte fragedă, și anume 15 ani. Din punctul nostru de vedere, este un aspect foarte, foarte îngrijorător, pentru că tânărul la 15 ani foarte greu reușește să ia deciziile înțelepte pe termen lung și cred că trebuie să avem un efort conjugat atât din partea autorităților, cât și din partea societății civile, să încercăm să soluționăm în măsura în care putem acest fenomen îngrijorător și să reducem riscul pentru tinerii și pentru copiii noștri. Și polițiștii de la serviciul rutier confirmă creșterea cazurilor de consum printre șoferi. Controalele în timpul nopții sunt cele mai relevante. Cea de-a noua, ketamina, așa, și se recomandă recoltarea de probe biologice de sânge și urine. O să mergem în cele ce urmează la secția urgență a Spitalului Municipal Brad, unde o să recoltăm mostre biologice de sânge și de urine. După care vom merge la poliție să întocmim documentele în cauză. Aproape nu este săptămână ca polițiștii hunedoreni să nu depisteze în trafic tineri care se urcă la volan după ce au consumat substanțe interzise. Oamenii legii atrag atenția că este vorba de o infracțiune. Avem o creștere a numărului de cazuri? Se înregistrează într-adevăr și astfel de situații, reprezintă un risc rutier pentru că, după cum bine știți, consumul de alcool sau substanțe interzise reduce foarte mult capacitatea de reacție a conducătorului auto sau chiar schimbă anumite percepții. Din acest punct de vedere, noi încercăm să-i conștientizăm pe cei aflați la volan să nu consume astfel de substanțe sau băuturi alcoolice pentru a nu-și pune în pericol, în primul rând, viața și siguranța traficului rutier. Conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală.
Ca să îi împiedice pe tineri să conducă după consum de substanțe psihoactive, oamenii legii fac regulat campanii în timpul cărora șoferii sunt rugați să încerce un echipament care le arată cum se vede lumea prin ochii unui consumator. Care simulează efectul consumului de substanțe stupefiante, respectiv droguri. Vrem să încercăm și pe aceștia. Mă rog. Așa? Este un efect diferit? Da. Un pic? Da, e. Hai, încercați să vedem. Cum vedeți în casă? Ăștia-i vezi mult mai aproape. Așa. Hop, grijă, cu grijă. Deja și... Eu-l vedeam aici. Observ că nu v-ați descurcat prea bine. Nu, sigur nu, sigur nu. În condițiile astea ați circulat, dacă ați consumat? Nu, nici atâta. Ați consumat vreodată? Nu. Și cum se simte? Se văd mult mai apropiate de tine, le vezi chiar sub tine. Jaloanele respective. E diferit față de... Față de alcool, da. Alea le vezi mult mai departe, este mult mai aproape. De regulă seara se întâmplă. Și cum îi recunoaște? Sunt semne? Sunt semne, dar într-adevăr, după comportament, după cum se... după felul cum arată, după felul cum vorbesc, sunt vizibile. Tocmai pentru asta suntem în mijlocul cetățenilor și încercăm să le asigurăm o siguranță cât mai bună. Oamenii legii spun că doar în luna august 8 tineri din județul Hunedoara au fost prinși drogați la volan. Rezultatele drug testului trebuie confirmate ulterior de analize medicale. Oamenii cred că situația ar trebui să atragă atenția autorităților centrale, care să dezvolte o politică la nivel național și centre de dezintoxicare.